Pacienții diagnosticați cu COVID-19 nu vor mai fi internați în spitalele Gheorghe Paladi și Sfânta Treime din capitală. Decizia a fost luată de Ministerul Sănătății în condițiile în care în ultimele săptămâni se registrează o diminuare a cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Totuși, autoritățile susțin că după sărbători există riscul ca situația epidemiologică să se înrăutățească. În prezent, în spitalele municipale sunt 752 de locuri pentru bolnavi de COVID-19. 474 dintre ele sunt libere. Total internați în spitalele municipale erau 278 de pacienți confirmați, dintre care 28 sunt în stare foarte gravă, 131 de pacienți în stare gravă. Totuși, impactul multiplelor sărbători din luna mai va fi conturat doar peste 7-12 zile. Recent, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Igor Curov, a declarat că spre sfârșitul lunii mai am putea avea o potențială creștere a numărului de infectări din cauza relaxării moldovenilor în perioada sărbătorilor. Între timp, în Chișinău continuă procesul de imunizare împotriva COVID-19. Până acum, 48.166 de persoane au primit prima doză, iar 5.802 au făcut rapelul. Chiar și așa, edilul capitalei a dat de înțeles că vaccinarea se desfășoară cu pași lenți. Este păcat ca serul să păstrăm în frigidere, când sunt mulți dintre cei care își doresc vaccinarea. Voi dispune ca centrele și punctele de vaccinare să activeze sâmbătă și duminică, iar populația să fie bine informată pe toate platformele de comunicare existente. În municipiul Chișinău sunt 63 de centre de vaccinare unde zilnic se pot imuniza 3.500 de persoane. În caz de necesitate, autoritățile susțin că numărul acestor puncte ar putea fi majorat.